Cărți frumos aranjate în 5.000 de metri pătrați sunt invitația pe care o fac anul acesta peste 200 de edituri celor care iubesc lectura. Propunerile sunt pentru toate vârstele, însă organizatorii își doresc ca tot mai mulți tineri să prindă dragostea pentru citit. Acum este prima dată când vin la târg, e o noutate și pentru mine. Dezvoltare personală, în cea mai mare parte, pe asta mă axez de fiecare dată și cam atât mă interesează în acest moment. Cel mai mult îmi place istoria, dar orice carte consider că e binevenită. Acest domn a avut un motiv special să nu rateze deschiderea târgului de carte. M-a prins că îmi cumpăr propria carte. Mai aveți timp să citiți? Bună întrebare, da. Da, vedeți, când te ocupi de... Eu sunt medic. Am văzut acum. Da, da, sunt chirurg și rămâne puțin timp. Dar sper să nu pierd plăcerea asta. Expozanții de la târgul de carte se întrec și în reduceri. 35% reducere pentru toate titlurile cu care suntem prezenți. Sunt foarte căutate cărțile noastre din colecțiile de istorie, care sunt foarte variate. Tocmai ce a ieșit și va fi și lansat duminică la ora 17, albumul dedicat Monica Lovinescu, o colecție incredibilă de informații, fotografii și alte lucruri din arhivele Monica Lovinescu. Oferte sunt și pentru cine vrea să facă din carte un dar de sărbători. Mystery Box-ul acesta este un produs nou pe piața de carte din România. Nu l-am inventat noi ca și concept, dar este o surpriză care te așteaptă în această cutie. Vei găsi 3 cărți. Pasionații de lectură au ocazia să achiziționeze și volume cu autografele autorilor preferați. Avem 2 oaspeți din străinătate, Monsignorul Boendrea, care vine special la Gaudeamus, cu o carte în care este îmbinată diplomația cu teologia. Va da autografe sâmbătă la ora 15. Al doilea invitat este istoricul Stefano Romei, care a descoperit documente inedite despre Pacepa. Târgul Internațional de Carte Gaudeamus este organizat de Radio România. Cărțile ne oferă ce nimic altceva nu ne poate oferi, dar e adevărat că pentru ca să savurezi, să te bucuri de minunățile astea, trebuie să afli că ele există. Așa încât îi îndemnăm mai ales pe copii, pe studenți, pe toată lumea să descopere cărțile. Gaudeamus rămâne deschis până duminică. Programul de vizitare este între orele 10 și 20, iar intrarea este gratuită.